Concesi te manifest aici pe scenă, dacă vă rog frumos. Domnul Santu, cu grupul dumneavoastră și doamna Maria, sunteți invitați în scenă cu decorul dumneavoastră extraordinar pentru tot românul. Numele meu este Neacșu Alexandru, sunt președintele Asociației Ulpia Traiana Romana, care astăzi, împreună cu Emigrantul și Asociația Noi Suntem Români, am organizat și noi la Roma întâlnirea anuală a românilor de Ziua Națională a României. Am avut, mulțumesc pentru palme, am avut oaspeți de onoare și am dorit ca în această seară să fiu alături de dumneavoastră, pentru că știu că aici, la Vilanova, sunt români adevărați. Nu numai aici, dar aici am simțit-o de câțiva ani, de când sunt în mijlocul dumneavoastră. După cum vedeți, ne-am pregătit cu tot ce este necesar, după o luptă crâncenă avută cu forțele răului, chiar și în ziua noastră națională, vor să ne doboare. Să știți, românismul nu moare decât atunci când va muri ultimul român! Mulțumesc pentru palme și vă spun din toată inima, la mulți ani români, la mulți ani România! Mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos, la mulți ani România încă o dată! În mod deosebit țin să vă mulțumesc voi prezentatorii mei, cei drăgălași, care au crescut în sânul bisericii, da? Grupul Nefsi Stivoli, da? Și noi l-am mai renumit și... Dăruind vei dobândi. Dăruind vei dobândi. Mi-a zis, vreau să țin să vă mulțumesc celor care ne-au venit gazdă în această seară. Sunt o mulțime de asociații prezente aici, de pe teritoriul italian, care ne sunt astăzi alături. Alături de noi, gazda, Asociația Alfa Omega Insieme. Români, încă o dată, din suflet, vă iubesc și la mulți ani, România! Felicitări tuturor celor care nu se rușinează să-și poarte costumul național, al meu în chirie, asta este, na, costumul meu național, e la fiică mea. Na, se dă din mamă în fiu, cum se spune, nu? Și iată că am reușit și reușim de la Roma, au venit de la Firenze, au fost de la Verona, mi-au venit aici alături de noi, Asociația Alfa și Omega. Vă mulțumesc, dragi români! Am demonstrat deja că suntem uniți la aceste voturi. Felicitări! Și sunt convinsă că sunteți fericiți de ceea ce am ales. Iată că reușim să fim împreună și uniți. Felicitări, români! Felicitări, România! La mulți ani! La mulți ani, români! Călușarii, unde sunteți? Călărași! Numai ei răspund doar la Călărași, de când Costică i-a numit Călărași. Ei nu știu de Călușari, Călărași! Călărași! Oh,
E bine, s-a pierdut o floare.